Profesor dr. Vasile Ișan, cunoscut pentru expertiza sa în domeniul economic și relațiile internaționale, a abordat subiectul cu competență și claritate, oferind o înțelegere mai profundă a dinamicii economice mondiale și a poziției BRICS în acest peisaj. Nu s-a dorit a fi o pledoarie pentru ceva, adică ca să ajungă la o concluzie quasi absolută, ci mai curând o argumentație. Nu am dorit și nu doresc să impun o concluzie. După cum ați remarcat, eu am căutat argumente pentru un set de concluzii realiste sau dintr-o perspectivă ceva mai axată pe fapte și procese economice și sociale. Seria Prelegeri Academice a fost concepută pentru a duce în prim plan dezbateri pe teme științifice actuale și pentru a contribui la viața culturală a comunității ieșene. O dată pe lună invită personalități științifice culturale din Iași, din mediul universitar, din mediul artistic, care conferențează sobre probleme de interes și interesante cultural și nu numai cultural. Astăzi, cum ați menționat și noastră, avem pe invitat pe domnul profesor Vasile Ișan, un specialist în probleme de comerț internațional. Manifestarea s-a desfășurat în aula filialei, oferind participanților oportunitatea de a explora aspectele legate de BRICS și influența acestora asupra economiei mondiale. Conferința a avut ca scop promovarea dialogului academic și a schimbului de idei între cercetători, profesioniști și publicul interesat de evoluția economiei mondiale și de impactul BRICS în acest context.